Bună ziua! Cum se construiește corect sistemul imunitar? Aflăm imediat. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul imunolog Monica Schifirnez. Bună ziua! Bună ziua! Ne referim la copilărie și ne gândim că niște mânuțe murdare expuse la mediul natural înseamnă bine. Înseamnă bine, creează o toleranță față de factorii de mediu, o dezvoltare normală a sistemului imun în lupta acestuia către infecții, avem o problemă în măsura în care se consideră că alergiile apar uneori prin expunerea prea redusă la infecții. Sunt niște studii care au arătat că acolo în familie unde sunt mai mulți frați, unde există un contact repetat cu infecții, riscul de alergie este mult scăzut. Deci este benefic. Prezentarea copiilor în creșă unde sunt expuși la infecții. De asemenea, dezvoltă într-un mod normal, sistemul imun. Avem probleme când sistemul imun uh, prezintă dereglări, fie în direcția de autoimunitate, adică se luptă cu propriul organism, fie într-un mod excesiv se luptă contra unor factori din mediu care sunt normali. Aici e cazul persoanelor alergice. Ei se luptă față de factori neinfecțioși, normali, pe care trebuia în mod normal să-i tolereze. Să-i tolereze pe care îi găsim în aer și care există. Ne referim la acarien, la mucegaiuri, la uh, sporii ciupercilor. Există în mediu. Adică nu avem există, cum să scăpăm de aceste lucruri. Există, există în toate casele, în interior, există în mediu de afară, în exterior, sezonier sau tot timpul. Noi trebuie să tolerăm acești factori, deci trebuie să trăim într-un mod normal cu ei și sistemul imun să nu prezinte o reacție de uh, luptă, adică o reacție care poate fi dăunătoare organismului, adică alergia. Și spuneți dumneavoastră că expunerea în copilărie la infecții banale, să zicem la viroze banale, ar reduce oarecum frecvența alergiilor sau riscul alergiilor? Da. Uh, se consideră că dacă într-o familie un singur copil riscul e mai mare, dacă îți mai mulți frați, fratele mai mic are risc mai mic la alergie, pentru că e expus prin infecțiile din colectivitate sau prin infecțiile din familie. Uh, la fermă, dacă cre cresc copiii la fermă, la expuși la niște endotoxine, la niște factori care de asemenea ajută sistemul imun să lucreze în mod normal. Uh, infecții respiratorii uh, pot ajuta să lupte sistemul imun în mod normal, din contră, folosirea antibioticelor scade uh, imunitatea, într-un fel uh, predispune către alergii, deci dacă noi omorâm toate infecțiile, nu e foarte, foarte bine. Dar asta în prima copilărie, atunci când sistemul imun se dezvoltă, când se maturizează sistemul imun. Perfect. În interiorul, în interiorul casei avem nevoie de câteva reguli de igienă, astfel încât lucrurile să meargă în, în direcția dorită. Și alergologii spun că nu-și doresc sub nicio formă mucegaiuri. Oare de ce? Sunt persoane predispuse către alergie. Aceste persoane au un material genetic predispus, niște factori genetici, o predispoziție familială sau personală de a dezvolta alergie. Apare mai întâi o sensibilizare alergică. Ce înseamnă? se formează în organism niște anticorpi specifici alergiilor, se numesc IgE-uri specifice, față de niște factori de mediu, exemplu acarian sau mucegaiuri. Odată ce persoana respectivă s-a sensibilizat prin expunere repetată, apare în organism o inflamație alergică, care, din păcate, se tot perpetuează, adică nu se limitează. Dacă noi ne expunem în rot repetat, sistemul imun luptă, apar factori de inflamație, celule inflamatorii, anticorpi, care fac ca reacția să fie de lungă durată. Și această inflamație va determina la final manifestări de boală alergică, rinită alergică, astm alergic, fenomene de conjunctivită alergică, uneori urticarie, erupții dermatita atopică. Deci, într-un mod negativ, organismul Sistemul imun va lupta către acești factori de mediu și noi vom suferi, copiii vor suferi. Și atunci, în interior, luăm câteva măsuri de igienă, să spunem. Mă refer la faptul că trebuie să deschidem geamul des, la faptul că avem nevoie, avem supra, să spunem, ne gândim la suprafețele mari din casă, la covor, la perdea, la pereți, da? Cavan. Da. Și acest, ne gândim la igienă și în aceste locuri atât igienă cât și crearea unor condiții de mediu, astfel încât acarienii, de exemplu, sau mucegarurile să nu se dezvolte. Lor le trebuie căldură și umiditate. De aceea dorim scăderea umidității sub 50%. De aceea trebuie să controlăm scurgerile de apă, să nu avem condens în baie sau la geamurile termopane, pe pereți, infiltrații, grasie. Deci toate acestea, în spatele dulapurilor, să nu avem mucegai, în covoare, în mochete, deci pe suprafețe largi, să nu avem... Locuri unde să se dezvolte mod prielnic, în căldură și acarieni și mucegaiuri. Există o relație strânsă între aceste microorganisme, acarieni-mucegaiuri. Se pot găsi atât în interior, mai ales acarieni și mucegaiurile. Sunt și mucegaiuri care cresc în exterior, tot în condiții de umiditate, în paiele umede, în frunzele umede, în anumite perioade de ceață și umiditate atunci nu trebuie să aerisim camerele în perioadele umede, ci doar în perioadele uscate, ca să nu ne încărcăm casa cu expunerea aceasta de spor de mucegaiuri. Deci noi trebuie să creăm un mediu în care temperatura să fie nu foarte cald, să se aerisească bine, să se ventileze bine. Acest lucru face să nu crească mucegaiul. De asemenea, să scădem umiditatea. Să nu deținem foarte multe lucruri în casă care să mențină și să dea prilej de dezvoltarea carienilor. Saltelele să nu fie vechi, pernele să nu fie foarte vechi sau din pene, uh, nu foarte multe jucării de pluș, poate nu foarte multe cărți în condiții de umezeală, adică de asemenea predispun la dezvoltarea mucegarilor și deținerea prafului. Și pe suprafețele mari din casă, mă refer la perest Tava, Tav, tavan, uh, ne gândim la bănuiesc la produse antimucegai astfel încât să nu să venim și cu un produs să zicem care să elimine aceste, aceste mucegaiuri sau sporilor. Da, sunt produse care pot îngriji pereții. Noi trebuie să avem grijă de pereți, de umiditate, de modul cum se izolează, de modul cum se zugrăvește, de modul cum întreținem această încăpere, în întregime, mai ales în spațiile închise, unde noi putem să ne facem un mediu prielnic vieții noastre în condițiile în care noi suntem în familie persoane alergice. Și nu, tre și nu ne este frică să aerisim des? Chiar dacă, ca chiar dacă este mai frig afară. Aerisirea e foarte importantă. Scăderea temperaturii din cameră este foarte importantă ca tocmai aceste organisme existente la toată lumea să nu crească într-un număr foarte mare prin expunere excesivă, organismul având simptome de alergie mult mai intense. În momentul în care inflamația alergică a început, cum spuneți dumneavoastră, a începe înainte să apară simptome vizibile, nu? Adică modificările sunt înainte să vedem noi ochi care curg, nasuc care curge eu știu, modificări cutanate. Persoanele predispuse pot deveni sensibile, sensibilizate la acarien, mucegaiuri, la factorii alergenici, undeva cu debut între vârsta de 2 ani și 5 ani. Și nu se văd primele modificări, pentru că sunt în interior, sunt doar niște modificări imunologice, noi le putem depista prin teste să dovedim sensibilizarea, adică existența acestor factori tip anticorp, de tip IgE, specifice la acei alergeni. Nu înseamnă că dacă avem acești anticorpi, deja am manifestat boala. Noi ulterior vom observa simptomele bolilor alergice, ochii roșii, strănuturile repetate, nasul înfundat, simptomele de tuse persistentă, secrețiile mucoase, toate aceste simptome sunt de obicei ale, ale alergiilor respiratorii. În momentul în care aveți un copil sau un adult alergic, ne referim la toți alergicii, să spunem nasul e în funda, nasul curge, ochii curg. Există medicamente simptomatice, le spuneți dumneavoastră, dar ele nu opresc reacția alergică. Cum le gândim Uh, trebuie să evităm alergenul. Așa se întâmplă în orice alergie, după ce o depisteze e bine să eviți expunerea la alergen. Uh, cum spuneam, uh, expunerea în mod repetată face să perpetueze inflamația alergică. Inflamația aia strică mucoasa nasului, mucoasa plămânului, apar diverse modificări, care la final vor duce nasul să fie foarte înfundat până la obstrucție totală și nu mai poți respira pe nas curge nasul, strănut ochii, se inflamează, apar crize de sufocare, apăsare în piept, tuse repetate, adică simptomele de azi bronșic. Deci trebuie să evităm, dar trebuie să și tratăm. Tratamentul este însă un tratament care blochează manifestările, nu blochează neapărat sistemul imun. Ca să putem modifica sistemul imun, noi trebuie să aplicăm tratamente de desensibilizare. Ce înseamnă? Sunt niște tratamente care încearcă să obțină toleranța sistemului imun față de alergenul pe care noi vrem să-l tratăm. Este însă o muncă de lungă durată, deci nu se poate schimba de pe o zi pe alta. Tratamentele au o durată de între 3-5 ani. Înseamnă o expunere graduală într-o doză terapeutică la alergenul respectiv, lucru care va face în timp să mute sistemul imun de la lupta de tip alergic către toleranță, adică să tolereze ca noi cei obișnuiți nealergici. Și alergicii la acarieni, la mucegaiuri, pot avea, pot avea acces la astfel de, de tratamente? Pentru acarieni avem tratamente optime, eficiente, din păcate, la mucegaiuri nu. Există o variabilitate de mucegaiuri, încă nu avem niște trandamente standardizate foarte eficiente, astfel încât mult mai ușor e să previi, mult mai ușor e să nu te expui, să lupți contra mucegaiurilor la expunerea la mucegai și mult mai greu să creezi deja o desensibilizare. O desensibilizare, deci pentru alergicii la mucegai rămân totuși, răm, nu totuși, rămân metodele de igienă din, pe care le aplicăm în casă. Da, e foarte important. Absolut toate ce spuneți dumneavoastră că Deschidem geamul, că nu depozităm multe lucruri, că menținem umiditatea și avem grijă să igienizăm inclusiv spațiile foarte, suprafețele foarte mari, mă refer la pereți ori tavan. Undeva jos, pe podea, avem, cei mai mulți dintre noi, au covoare. Ce fac covoarele? Te țin foarte mulți acarieni, pot fi umede. Depinde ce uh, suprafață avem de desubt. dacă suntem într-o zonă de subsol, într-o zonă în care este infiltrație, umiditate, deci nu întotdeauna este benefică uh, mocheta. Uh, noi recomandăm suprafețe care pot fi ușor uscate, ușor curățate, uh, pentru cei alergici să-ți creeze un mediu optim, adică să evite alergenul și... Asta e un stil de viață. Contează foarte mult cum îți amenajezi interiorul casei. Dar nu doar pentru cei și pentru că, spuneți dumneavoastră, în expunere repetată pot apărea la un moment dat manifestări alergice. Uh, am spus că există o predispoziție genetică. Nu știm când se va manifesta această predispoziție genetică. Sensibilizarea apare des în copilărie, între 2-5 ani. Dar putem deveni alergici la orice vârstă. Deci măsurile pot rămâne ca o prevenție a alergiei pe o perioadă foarte lungă, pentru întreaga viață. Lăsăm inflamația din plămân să persiste, să persiste. Ea va de deveni cronică? Da. Nu se vindecă singură. Adică, prin expunere repetate, dacă noi trăim în același mediu, suntem alergic, sistemul imun își perpetuează munca își formează mai mulți anticorpi de alergie, anticorpii aceia se leagă de niște celule, celule respective elimină niște factori care cheamă alte celule în munca aceasta de luptă imunologică și se creează un o armată. Ciclu, o armată de celule, de interleuchine se numesc, de lucruri care, substanțe care lucrează între celule, care promovează Alergia sau inflamația alergică, la final manifestarea alergică. Toate astea modifică structura internă a organelor respective, unde se întâmplă această boală alergică, inflamația alergică, la nivelul nasului, la căile respiratorii, la nivelul ochilor. Deci nu mai avem structuri normale, ci structuri inflamate. Structuri cu mucoasă crescută, ca dimensiuni inflamată, cu producție crescută de secreții, cu producere de edem la nivelul respectiv. Toate acestea, în timp, pot duce la niște modificări structurale, inclusiv fibrotice, care nu mai sunt reversibile. și Ce înseamnă? Mult mai modificări fibrotice, în plământ, de exemplu. Ca niște cicatrici, care se produc pe o inflamație, pe o bubă, în care lasă niște semne în urmă. A fost, s-a vindecat, dar nu mai e chiar ca la început. Și atunci apar niște modificări care strică structura și nu ne mai permit obținerea, prin tratament sau prin toate măsurile care le luăm la un moment dat, să mai ajungem la nivelul inițial, cum eram noi când eram sănătoși. Toate aceste modificări fac mai dificil uh, răspunsul la tratament. Și ce spuneți dumneavoastră înseamnă că scad uh, sc aceste manifestări scad capacitatea respiratorie, nu? Adică că prin cicatrice nu poți să respiri. Corect. Deci, în timp, ni se modifică, vorbim acum de azi, de plămâni. Apar niște modificări care nu mai permis să ajung la o funcție normală a plămânului, să zicem 100%, 80%, 100%, ci rămânem tot timpul la un maxim de 60%, 70%, 80%, pentru că nu mai poate plămânul. Pentru că s-a inflamat în timp de ani și nu se mai poate fie atât de reversibil cum ne-am fi dorit noi sau cum speram cu medicamentele moderne, să ajungem să tratăm astmul foarte bine, inflamația, pe lungă durată. O inflamație de lungă durată necesită un tratament de lungă durată. Deci nu e un tratament mă simt bine și îl opresc. E un tratament care trebuie luat continuu, permanent. Deci asta înseamnă cronic, durată foarte lungă, lungă de evoluția inflamației lungă de tratament ca să vindec această inflamație sau să o controlez. Deci ne referim la diagnostic corect din primele etape, probabil, la tratament corect și la măsuri de igienă, acolo unde ne petrecem timpul, în spațiul interior, la măsuri de igienă corecte, astfel încât sistemul imunitar să nu mai lupte haotic. Este o echipă întreagă. Toate au un rol și începem cu măsurile de evitare și măsurile de igienă, continuăm cu tratamentul de lungă durată al bolii alergice și intervenim unde avem la dispoziție preparate optime cu tratamente de desensibilizare că nu putem controla foarte bine predispoziția genetică, adică să vindecăm bolile lucrând pe materialul genetic. Așa încât suntem predispuși, trebuie de la început să urmăm niște măsuri, un stil de viață sănătos și în timp să urmărim anumite simptome, să primim sfaturile corecte de la medici și să perseverăm în toate aceste măsuri de lungă durată. O întrebare mai am, când observăm că un copilaș răcește des și răcește des și noi nu facem o diferență foarte clară între o viroză banală și o alergie, pentru că ambele se, man se pot manifesta cu un care curge, cu inflamație, medicul alergolog cred că poate să facă obiectiv această diferență. E bine ca pacienții aceștia cu... Răceli frecvente, cu simptome care sunt persistente și între episoadele de răceală, să fie evaluat și din punct de vedere alergologic, încă din primii ani de viață, deci chiar la între 2-5 ani, după cum spuneam, cam acolo începe sensibilizarea alergică și pot să apară și primele semne de boală alergică. Evaluările pot fi non-invazive, adică prin teste cutanate, dacă mai ales copilul colaborează, testele sunt nedureroase, sunt ușoare, fără recoltări de sânge și se pot face în cabinetul medicului alergolog cu rezultatul pe loc. Dar pot exista și recoltări de sânge cu depistarea acestor anticorp de tip IgE, -e. Ige, -e. Ige -e. specifice, la alergenii pe care noi căutăm. Alergeni de mediu, acarieni, mucegaiuri, polenuri, epitelii de animale, pisică, câine sau în cazul unor manifestări de alergie alimentare, căutăm și alergeni alimentari. Mergem la alergolog, imunolog și ne facem temele. Vă mulțumesc, la revedere!